dragi prieteni și bine v-am regăsit. Continuăm așadar cariera noastră cu Rapid București, bineînțeles, Marius și Mudică fiind antrenorul. Vom simula un întreg sezon cu Rapid și vom vedea pe ce loc ne vom clasa la finalul sezonului și sperăm că în sezonul următor echipa lui Marius și Mudică, Rapid București, va juca în măcar în play-off-ul Conference League și să vedem dacă vom putea obține, bineînțeles, o calificare mai departe în această competiție. Să-i dăm drumul, mergem și simulăm întreg sezonul și să vedem cam ce rezultat vom avea. Bun, am simulat un sezon întreg, un sezon regulat întreg, să vedem cam pe ce loc se clasează Rapid București în acest moment, Rapidul lui Marius Mudică. Suntem pe locul 2, iată, la 3 lungimi diferență de FCSB care se află pe locul 1, așadar suntem în play-off. Și va fi un play-off foarte, foarte interesant, iată, sunt doar 6 echipe care se vor bate pentru un loc cât mai sus posibil în acest moment, în acest play-off de Liga 1, de Superliga. Așadar, iată, ne aflăm la 3 puncte în spatele FCSB-ului și de ce nu să țintim cât mai sus? Vom da așa drumul, mergem, avem meciuri din play-off și să vedem cam pe cine ne vom întâlni, care va fi prima adversară a Rapidului lui Marius Mudică în play-off. Prima adversară este FC Botoșani. Deci, iată, suntem la 3 puncte. Atenție, suntem la 3 puncte de FCSB. Asta înseamnă că putem să tragem chiar la titlu. Putem să țintim cât mai sus posibil și putem să ne gândim chiar și la titlu. Dar să vedem cum vom începe în primul rând acest play-off și, bineînțeles, mai apoi ne vom da seama dacă echipa noastră este capabilă să iei titlul. Jucăm așadar prima etapă în Moldova la FC Botoșani. Se joacă așadar FC Botoșani, Rapid București, prima etapă din play-off-ul Superligii 1. Florescu la minge, încearcă o pasă, dar mingea este recuperată de Belu Iordache. Săpunaru, Alexandru Dandea în centru, este o intervenție urâtă la Dandea, recuperează Slicovici, iată-l pe Slicovici. Slicovici și o intervenție foarte bună a lui Horațiu Moldovan, minutul 4 al acestei partide. Moldovan are o intervenție extraordinară. Este corner bătut de Da Silva, centrare bună pentru Florescu cu capul pe lângă poartă. Horațiu Moldovan repune din careul mic, pasă pentru Săpunaru, mai departe, Belu Iordache, Crepulia, Alexandru Dandea, pasă pentru Junior Moraiș, din prima pentru Alexander, iată pe Alexander, caută pasa în centru, o găsește, dar nu-l găsește și pe Denis Alibek, Slicovici. Acest Slicovici încearcă o pasă, Junior Moraiș este cel care recuperează, Alexandru Dandea, Săpunaru. Am ajuns deja minutul 10 al acestui match, primul match din play-off. Nicolae Carnat primește în profunzime, iată-l pe Carnat, poate centra o face pentru Denis Alibek, mingea ajunge în spate la Romario Moise, trimite foarte bine, iată-l pe Moise, Moise pentru Alexander, șutul lui Alexander, gol, Rapid, gol, Alexander, deschide scorul, iată, 1-0 în Moldova pentru FC Rapid București, iată, rapidiștii deschid scorul așadar în Moldova și practic minutul 13 se fac meciul mult mai ușor. Minutul 30, echipa noastră, iată, rea atacul prin Săpunaru, o pasă pentru Crepulia. Crepulia încearcă o nouă pasă, din nou eșuată pasa lui Crepulia, să vedem un contraatac, posibil contraatac al celor de la FC Botoșani, iată, intercepție foarte bună lui Săpunaru, pasă pentru Alexander. Vedem pe Alexander, încearcă să paseze, pasează în cele din urmă la Crepulia, mai departe pentru Moise, Moise pentru Alexander, iată-l pe Alexander, se întoarce foarte bine, Alexander! Și este corner pentru Rapid, corner bătut de Fernando Boldrin, să-l vedem, centrarea lui Boldrin pentru Alibek, mingea la Alibek în continuare, dar este deposedat în cele din urmă, iată, vine contraatacul botoșenenilor, Popo. Și iată, este lovitură de la 11 metri pentru FC Botoșani, minutul 40, o intervenție neinspirată acolo a lui Alexandru Dandea, face un fault stupid acolo și este lovitură de la 11 metri. Să vedem cine bate, Slicovici, bate Slicovici, să vedem Moldovan și este pe lângă poartă, ratează Slicovici. Și iată, o șansă pentru FC Botoșani, irosită de a egala în această partidă, de a egala-o pe FC Rapid. În acest moment scorul rămâne tot 0-1 pentru Giuleșteni. Repune Rapid Moldovan din colțul careului mic, Junior Moraiș. Pasă pentru Alexander, din prima, Crepulia.
Vede foarte bine în centru pe Romario Moise, să de pe Moise, încearcă o pasă în flanc, dar rămâne tot la mingea la Moise, pasă Petru Fernando Boldrin. Boldrin poate centra, o face pentru Alibek. Ui, ce ocazie pentru Rapid, Denis Alibek. Suntem în repriza secundă, minutul 48, Alexandru Dandea, echipa noastră este în posesie, Crepulia, pasă pentru Belu Iordache. Iordache pentru Moise, mai departe Fernando Boldrin, iată-l pe Boldrin, poate din nou să centreze, o face Boldrin. Este blocat, Moise recuperează, Belu Iordache, pasă pentru Crepulia, Crepulia combină foarte bine acolo, iată, pasă pentru Romario Moise, mai departe Crepulia pentru Denis Alibek, iată-l pe Alibek, șutează Alibek, gol, 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 Denis Alibek, iată, golgeterul Digi întâi este din nou rampă cu un nou gol în această competiție și un nou gol în tricoul Rapidului, gol important marcat de Alibek, iată ce bine șutează la colțul lung Denis Alibek și este 2-0 pentru Rapid în Moldova, este 2-0, așadar minutul 62 al acestei partide, între timp au reușit să reducă din diferență în cei de la FC Botoșani. Săpunaru, Albu, să vedem pe Albu, o pasă pentru Alexander, iată-l pe Alexander, ce bine îl vede pe Denis Alibek, o pasă lui Alibek, încercat acolo, încercat o pasă foarte interesantă, Denis Alibek, să vedem o pasă lungă, iată, pentru Da Silva, să-l vedem pe Silva, vine Belu Iordache să-l întâmpine, îl întâmpină Belu Iordache, dar se descurcă Silva, vine Săpunaru și ocazie pentru FC Botoșani de a marca, dar plecăm pe contraatac, pleacă foarte bine Carnat. Carnat pasă pentru Denis Alibek în centru pentru Moise. Să-l vedem pe Moise. Scoate în lateral pentru Belu Iordache. Iordache. Belu Iordache a fost deposedat foarte bine de Țigănașul. Să vedem. Meciul se joacă pe contre. Deocamdată FC Botoșani, Rapid București 1-2. Scor foarte bun pentru Rapid București care ar începe acest play-off cu dreptul. Să vedem. O centrare bună în careu. Atenție. Preluare bună a lui Șlicovici. Ce intervenție are Horațiu Moldovan. Iată. Și este și galben pentru Enrico Papa. Cred că pentru acel fault făcut mai devreme primește acest galben Enrico Papa. A fost o intervenție foarte bună a lui Horațiu Moldovan. Dar se pare că a fost offside. Sau a fost un fault acolo în atac. Se pare că a fost. Săpunaru. Belu Iordache, Moise din prima, Boldrin, să vedem pe Fernando Boldrin, îl vede pe Denis Alibek, o pasă pentru Denis Alibek, pasă bună lui Boldrin, dar Denis Alibek nu a reușit să ajungă la acel balon, trimis de echipierul său, minutul 78 al acestei partide, încearcă egalarea cei de la FC Botoșani, Săpunaru întoarce pentru Albu, Albu intrat în locul lui Alexandru Dandea, Săpunaru, Crepulia, Moise, în centru, foarte bine pentru Alexander. Să vedem pe Alexander. O pasă pentru Denis Alibek. Mai departe pentru Alexander. Alexander scoate bine pentru Romario Moise. Gol! Gol, 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 Rapid! Gol Romario Moise! 3-1 pentru Giuleșteni în Moldova. Iată, echipa lui Marius Șumudică se desprinde la 2 goluri. Așadar, de FC Botoșani este 3-1, iată, pentru Rapid, 3-1 și un 3-1 meritat după jocul Giulestenilor. Minutul 88, Crepulia, Romario Moise, Romario Moise scoate în centru pentru Alexander, să vede pe Alexander, șutează Alexander! Ce ocazie din nou pentru Rapid, iată-l, pe Popa, o nouă respingere foarte bună și iată, Alexander foarte aproape de dublă și de 4-1 pentru Rapid București, dar a fost o intervenție, repet, foarte bună acolo a portarului Botoșanului. Este corner bătut de Romario Moise, vine centrarea lui Moise pentru Marzuc peste poartă și cam, cred că asta a fost, cam a fost o ultimă șansă pentru Rapid de a mai marca un gol aici în Moldova. Minutul 92, așadar va fi final de meci, o victorie foarte importantă pentru Rapid. O victorie super importantă, Boldrin, și este final de meci. Este final de meci. Rapid câștigă cu 3-1 în Moldova și iată, începe play-off-ul cu dreptul, face primele 3 puncte. Așadar, echipa lui Marius Șumudică, început foarte bun, scor 3-1 și vom vedea cum se va descurca această echipă în continuare în acest play-off de Superliga. Așadar, iată, pentru noi urmează al doilea meci din play-off-ul Superligii, un meci foarte important pe teren propriu în Giulești cu Farul Constanța. Bine, echipa
lui Gica Agi. Vom simula acest meci, bineînțeles, vom reuși, vom încerca să scoatem un rezultat pozitiv, să vedem dacă reușim. Da, așadar câștigăm cu 2-0 în fața Farului Constanța și avem al doilea meci din play-off, a doua victorie, facem până la urmă primele 6 puncte în play-off și echipa lui Marius Șumudică, iată, așadar începem foarte bine play-off-ul, începe excelent play-off-ul. Iată, suntem la 3 puncte totuși de FCSB, care iată și ea continuă seriile de victorii și va fi un duel direct pentru titlu între FCSB și Rapid București și să vedem dacă experiența lui Marius Șumudică și calitatea jucătorilor lui FCSB care va face diferența în acest moment în Liga 1, în acest play-off. Vom vedea, rămâneți de văzut, rămâneți cu mine, vom continua așadar play-off-ul Ligii 1. Așadar, iată, ne așteaptă un nou meci important, un nou meci, mergem pe Oblemenco, este al treilea meci de play-off și sperăm să scoatem un rezultat pozitiv. Bineînțeles, eu îmi doresc foarte mult ca echipa lui Marius Șumudică, iată, să câștige la Universitatea Craiova, dar vom merge acolo și vom încerca să facem un joc bun și, bineînțeles, trebuie să scoatem un rezultat pozitiv de pe Oblemenco. Așadar, mergem pe Oblemenco și vom încerca să dăm totul și să scoatem 3 puncte. Iată, am făcut deplasarea pe Oblemenco, unde sperăm să obținem un rezultat pozitiv și de ce nu cele 3 puncte. Dandea pasă pentru Junior Moraes. Junior Moraes întoarce înapoi pentru Alexandru Dandea. Mai departe, Săpunaru. Echipa noastră este capabilă să facă surpriza în acest sezon. Eu zic că suntem capabili. Boldrin a încercat o pasă acolo în profunzime, nu a ieșit pasa. Să vedem pe Andrei Ivan, pasă pentru Bayram. Iată, accelerează foarte bine acolo Bayram. Trebuie să îl întâmpine Belu Iordache, o face, dar se descurcă Bayram, Nistor, pasă pentru Căpățână, mai departe Câmpanu, excelent, a fost acolo deposedat de către Junior Moraes, care s-a repliat foarte bine, pasă pentru Nicolae Carnat, Carnat din prima pentru Alexander, reprimește Carnat și mingea este trimisă în aul de Marius Constantin. Carnat pasă de-a lungul linie pentru Junior Moraes, foarte bine scoate pentru Alexandru, Alexandru în centru, Alibek, pasă pentru Moise, Romario Moise pentru Boldrin, iată-l pe Boldrin, gol, 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 gol! Fernando Boldrin și iată ce gol important înscrie pe Oblemenco, ce gol important înscrie Boldrin, 1-0 pentru Rapid, 1-0 la Craiova pentru Giuleșteni, iată ce, cât de important este acest gol, mai ales înscris de Fernando Boldrin, Marius Șumudică entuziasmat la margine, un gol important, un gol cât ca asta, iată, pe Oblemenco, înscris de Fernando Boldrin. Tratac, o pasă pentru Denis Alibek, scapă Alibek! Ce bine primește pasa Alibek! Să vedem pe Alibek, șutul lui Alibek! Incredibil! Lazar parează această execuție a lui Denis Alibek. Puteam să avem 2-0, iată, echipa lui Marius Șumudică foarte aproape să marcheze și al doilea gol pe Oblemenco. Ui, ce ocazie are Denis Alibek! Avem lovitură de la colț, bate Romario Moise. Centrarea lui Moise pentru Dandea, vine lovitura de cap a lui Dandea, mingea sare la Alexander, întoarce pentru Săpunaru, iată-l pe Săpunaru cu execuție, Crepulia trage peste poartă, 29, un șut mult peste poarta lui Liuban Crepulia. Să vedem pe Lazar, repune din colțul careului mic, pasa lui Lazar pentru Valerica Găman, Găman pentru Lisuri, echipa noastră rămâne în pressing, iată, presăm acolo, Fernando Boldrin, Nistor, Căpățână, Andrei Ivan și vinim acolo, iată, vine o pasă și e Dandea foarte aproape să piardă acest duel, mingea este la Horatiu Moldovan, pasă pentru Săpunaru. Săpunaru, din nou Alexandru Dandea, să vedem ce va alege Dandea, vine în centru foarte bine lui Bain Crepulia. Săpunaru, din nou pentru Crepulia, Crepulia deposedat neatent, deposedat acolo de la spate, mingea este la Bayram, este întâmpinat de Săpunaru, să vedem pe Bayram, Bayram se întoarce acolo și Săpunaru câștigă duelul, dar prin fault și este cartonaș galben pentru Andrei Ivan. Ciudată decizia, este cartonaș galben pentru Ivan, deși el a fost fautat, o decizie incredibilă. De Junior Moraes. Recuperează foarte bine Junior Moraes, pasă pentru Denis Alibek, Alibek în centru pentru Carnat, Nicolae Carnat poate da mai departe, Moise foarte bine deschide pe Fernando Boldrin, să vedem pe Boldrin, pasă pentru Romario Moise, Moise în care o Moise, gol, 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 rapid,
minutul 42, minutul 42, Rapid face 2-0 pe Oblemenco prin Romario Moise. Echipa lui Marius Ciumudică se desprinde, așadar, iată, merge la 2-0 pe Oblemenco. Ce gol înscrie, un nou gol important înscris de Romario Moise, îl învinge așadar pe Lazar. Minutul 50, Alibek, o pasă pentru Junior Moraes, iată ce bine îl găsește pe Moraes. Poate vine centrarea lui Moraes, vine centrarea, Alexander, gol! Și iată, este 3-0, surprinzător, Rapid se desprinde la 3 goluri pe Oblemenco, este 3-0, Alexander primește o super pasă în interiorul careului și iată, duce scorul la 3-0 pentru echipa lui Marius Ciumudică. Iată, Lazar învins pentru a treia oară pe Oblemenco. Incredibil, dar adevărat, iată, ce bine centrează acolo și ce frumos reia Alexander. Este 3-0 pe Oblemenco pentru Rapid București. Iată că am reușit să o desfințăm pe, și pe Universitatea Craiova, o batem la ea acasă cu 3-0 și iată, am făcut 3 puncte noi importante în lupta pentru titlu cu FCSB-ul, pentru că va fi o luptă directă cu echipa lui Toni Petrea. Suntem tot la 3 puncte în spatele FCSB-ului și, bineînțeles, vom continua, vom merge mai departe, vom consulta calendarul, pentru că ne va aștepta o nouă etapă importantă. Vom întâlni acasă pe CFR Cluj, pe campioana României, campioana ultimilor 5 sezoane și, bineînțeles, clar, vom ținti toate cele 3 puncte și cu CFR Cluj și, bineînțeles, vom încerca să scoatem maximum de la fiecare meci. Da, vom merge, vom simula acest meci de pe Giulești, vine campioana ultimilor 5 sezoane și, bineînțeles, sper să scoatem un rezultat pozitiv, să o batem pe CFR Cluj și, bineînțeles, să obținem alte 3 puncte foarte importante în lupta la titlu cu FCSB, să vedem. Iată, o învingem și pe CFR Cluj cu 3-1, golurile au fost înscrise de către Denis Alibek, o dublă și un gol Alexander. Iată, în cele din urmă o învingem și pe campioana României cu 3-1 și facem alte 3 puncte importante în lupta la titlu cu echipa lui Toni Petrea. Să vedem cam în acest moment cum arată clasamentul play-off-ului din Superliga. Suntem așadar pe primul loc cu 42 de puncte. Avem din 4 meciuri 4 victorii. Îi dăm bătaie, mergem mai departe, mergem să consultăm calendarul, să vedem cu cine ne vom întâlni. Da, o vom întâlni așadar pe Arena Națională, vom merge la FCSB, vom da așadar piept față în față cu echipa lui Toni Petrea. Bineînțeles că va fi un derby, un derby foarte interesant, FCSB Rapid București, un derby de România. Și va fi chiar o atmosferă senzațională pe Arena Națională. Noi, dacă vom învinge, vom egala la puncte pe FCSB și asta ar fi cel mai important. Iată că se vede, FCSB a jucat și al patrulea meci, a reușit să câștige 3 puncte, a trecut cu 3 puncte peste echipa noastră. Iar noi, dacă o vom învinge pe FCSB în deplasare, vom avea așadar vom fi la egalitate de puncte cu echipa lui Anton Petrea. Iată, am făcut deplasarea la FCSB, așadar se joacă locul 1 cu locul 2 din play-off. Să vedem, am venit să obținem un nou rezultat pozitiv. Săpunaru, Dandea, Moraes. Moraes pasă pentru Alexander, Crepulia, foarte bine pentru Romario Moise. Moise excelent pasează pentru Belu Iordache, iată ce bine pasează pentru Alibek, Alibek întoarce mingea, este din nou la Denis Alibek, deposedat acolo și se vedem, iată-l pe Cheșeru, Claudiu Cheșeru, Cordea nu reușește să intercepteze acel balon, mingea sare la Alexander, să vedem pe Alexander, pasă în centru pentru Crepulia, Crepulia, Romario Moise, vine o pasă pentru Fernando Boldrin, dar o pasă cam slabă. Am început prin a o ataca pe echipa lui Toni Petrea. Să vedem dacă vom obține și un rezultat pozitiv. Cheșeru pasă pentru Florin Tănase. Întoarce pentru Ejuma. Cordea, Andrei Cordea, iată ce frumos trece acolo. Iată, apărarea noastră este depășită. Centrarea lui Cordea pentru Cheșeru. Respinge excelent Dandea. Dar mingea sare la Cheșeru. Și iată pe Moldovan. Orațiu Moldovan reușește să respingă foarte bine. Popescu, Octavian Popescu pasă pentru Cheșeru. Din nou pasă pentru Octavian Popescu. Tavi Popescu pe lângă poartă. Șut pe lângă poarta lui Tavi Popescu. Repune Orațiu Moldovan din careul mic. Junior Moraes. Se simte atmosfera de derby, ocazii la ambele porți.
Pasă pentru Dandia, Dandia și greșim acolo, iată Cheșerul la minge. Pasă pentru Octavian Popescu și este deprosedat prin fault. Fautat acolo Octavian Popescu, Cheșerul la minge. Pasă pentru Florin Tănase. Tănase încearcă o pasă, dar mingea este foarte bine interceptată acolo și respinsă de către Săpunaru. Mingea ajunge la Junior Moraes, iată ce bine îl găsește Horațiu Moldovan. Junior Moraes accelerează. Pasă pentru Alexander, mai departe Iuban Crepulia. În centru pentru Romario Moise. Să vedem pe Moise. Scoate bine pentru Alexander. Mai departe. Foarte bine pentru Junior Moraes. Moraes! Moraes! Gol! Incredibil! Gol, 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 gol! Junior Moraes! Gol rapid! Gol pe Arena Națională împotriva FCSB-ului. 1-0. Iată pe Junior Moraes. Ce execuție superbă! Iată, bară gol! Bară gol rapid! Rapid și un gol enorm de important care cântărește foarte mult, iată, în ecuația titlului. Gol important marcat de Junior Moraes. Echipa noastră se află în posesie, minutul 26. Junior Moraes pasă pentru Alexander, iată ce bine combinăm. Alexander încearcă o pasă pentru Romario Moise, dar mingea este interceptată. Iată pe Jumai trimit lui Florin Tănase. Tănase, Cheșerul, din nou Tănase, Olaru, Darius Olaru, să vedem ce va alege, iată, accelerează foarte bine Olaru, o pasă în careu, o pasă în față, dar Junior Moraes, excelent, se descurcă, îi trimite lui Horațiu Moldovan, care, iată, degajează în cele din urmă pentru lui Ban Crepulia, scoate foarte bine cu capul. Crepulia din nou la minge, să vedem, poate fi o pasă, iată, este pasă foarte bună pentru Fernando Boldrin. Boldrin în care o poate centra, o face Boldrin pentru Alibeg, gol! Incredibil, dar adevărat, 2-0! 2-0 Rapid București pe Arena Națională în fața FCSB-ului. Ce bună centrare primește Denis Alibeg. Fernando Boldrin, iată, rezistă acolo, centrează excepțional în careu pentru Alibeg, care, iată, face 2-0. Iată ce bine finalizează, e 2-0 Denis Alibeg pe Arena Națională, FCSB Rapid București, 0-2. Minutul 49, avem o șansă de contraatac. Carnat scoate aici, de fapt încearcă să scoată, dar a fost intercepția FCSB-ului. Darius Solaru pasă pentru Octavian Popescu, Tavi Popescu, Popescu în spate pentru Florin Tănase, Tănase, șutul lui Tănase blocat și s-ar putea să avem o șansă de contraatac. Boldrin acolo a luptat pentru acest balon, să vedem, Olaru, Olaru o pasă pentru Florin Tănase, nu este offside, nu este offside și Tănase reduce din diferență, este 2-1, așadar pentru Rapid, 2-1 reduce din diferență FCSB prin Florin Tănase. Iată, vine replica echipei lui Toni Petra, este 2-1. Trebuie să fim atenți, pentru că iată, avem 2-1, dar trebuie din nou să atacăm și să încercăm să marcăm golul de 3-1, Săpunaru. Belu Iordache. Din nou Belu Iordache, să vedem, scoate în centru pentru Romario Moise, iată-l pe Moise, Romario Moise deposedat. Și iată, este lovitură de la 11 metri, Belu Iordache face un foul, din nou inutil, iată, asupra lui Octavian Popescu, a șutat Popescu, dar a intrat întârziat acolo Belu Iordache și este lovitură de la 11 metri pentru FCSB, care are șansa să reintre în joc, iată, bate Tănase, să-l vedem, bate Tănase, Moldovan, prinde Horațiu, ne salvează, așadar, iată, ne salvează de la o eventuală egalitate cu echipa lui Toni Petrea, Săpunaru, Belu Iordache, Moise, din nou recuperează steaua, din nou Moise a greșit acolo, atenție, vine șutul, respinge Horațiu, mulțumim Horațiu Moldovan, iată, ne ține în joc acest tânăr portar talentat, minutul 72, corner pentru FCSB, bate Florin Tănase, să vedem, vine acolo la combinație Olaru, din nou Florin Tănase, să vedem ce va alege Tănase, centrala lui Tănase, pentru Miron era această centrare, am reușit să respingem, iată Miron din nou și avem o șansă de contraatac, iată Moise, pasă pentru Alexander, Alexander pleacă foarte bine Carnat, are viteză suficientă de bună Carnat. Ia să vedem, avansează foarte bine Carnat. Carnat în careu. Carnat! Carnat! Respinge Vlad. Respinge Vlad. Un meci pe contre. Iată, un meci pe contre. Ce șansă am avut aici prin Nicolae Carnat să marcăm și golul 3 care ar fi închis această partidă. Avem corner.
bate Ricardo Bordrin. Pasă pentru Albu și mingea este prinsă de către minutul 80, recuperăm acolo foarte sus. Romario Moise pasă pentru Alexander. Iată, îl vede foarte bine în centru pe Crepulia, lui Ban Crepulia, o pasă încercată a lui Crepulia, dar este deposedat. Să vedem pe Ejuma, pasă pentru Florin Tănase, forțează FCSB-ul egalul. Crețu, iată, Crețu poate să avanseze. Este acolo, trebuie să fie atent Goge. Crețu continuă, Crețu la minge, Crețu, Goge îl deposedează în cele din urmă și este out pentru FCSB. Să vedem. Iată, minutul 85. Încă câteva minute mai are de rezultat echipa lui Marius Șumudică, care, iată, conduce pe Arena Națională cu 2-1. Ejuma pasă pentru Popescu. Iată-l pe Popescu. Octavian în careu, Radunovic. Din nou Popescu. Popescu în careu. Bun! Și este gol. Este gol, minutul 87, FCSB, norocoasă și de această dată, iată, este gol, același Florin Tănase reușește, iată, să egaleze în cele din urmă, din păcate, iată, echipa lui Marius Șumudică egalată pe final în acest derby pentru titlu și, iată, o egalare ce tocmai nu o speram și nu speram la acest lucru, este 2-2, așadar, minutul 87. 2-2 gol primit de Orațiu Moldovan în ultimele minute. Iată cât noroc să ai. Dar asta este. Vom merge mai departe. Ducem lupta până la final cu FCSB. Mai avem câteva minute și mai putem spera la un rezultat pozitiv. Se dă în bătaie. Este minutul 88 al acestei partide. Iată, începem din nou. Mergem după un gol care nesperat, dar ar fi foarte bun. Moise întoarce înapoi, o pasă totală aiura lui Romario Moise, nu mai este practic nici el concentrat. Am avut o șansă, am mirosit-o practic. Iată-l pe Crețu, trebuie să fim atenți, aceasta este ultima fază a FCSB-ului, centrarea lui Crețu și mingea este respinsă de Săpunaru. Este așadar final de meci, FCSB Rapid București 2-2 după ce noi am avut 2-0 la pauză, au reușit să reducă din diferență prin Florin Tănase, care tot acest Florin Tănase a reușit să marcheze și golul de 2-2 în minutul 87. Din păcate, acesta a fost deznodământul de pe Arena Națională, FCSB Rapid București 2-2. Iată, facem 2-2 cu FCSB și rămânem tot la 3 puncte în spatele echipei lui Toni Petrea. Vom merge mai departe și, bineînțeles, vom căuta alte noi victorii. Urmează meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova și, bineînțeles, vrem să scoatem maximum din acest meci și, bineînțeles, adică toate cele 3 puncte. Iată, avem următorul meci pe Giulești cu Universitatea Craiova. Mergem așadar la meciul de acasă. Vom simula această partidă și sper că vom obține toate cele 3 puncte, să vedem rezultatul. Iată, obținem doar un punct, Rapid București, Universitatea Craiova 2-2. E un rezultat bun, cum am spus, în fiecare meci vrem să scoate maximum și un rezultat pozitiv, așa că 2-2 e un rezultat totuși mulțumitor. Mergem așadar mai departe, vom avea alte noi meciuri, alte noi partide din play-off. Să mergem să consultăm calendarul, bineînțeles vom avea alte noi partide. Avem în deplasare la Farul Constanța, avem un alt meci foarte, foarte important pe care, bineînțeles, trebuie să-l câștigăm, iar mai apoi avem un nou meci acasă cu FC Botoșani, iar după aceea o vom întâlni pe FCSB din nou pe Giulești. Și vom merge în ultima etapă la CFR Cluj, dar să vedem din ce postură, pentru că deocamdată mai avem 3 etape înainte să mergem la Campionii României și vom vedea până atunci cum se va descurca echipa noastră în meciurile cu Farul Constanța și, bineînțeles, FC Botoșani. Iată, se pare că câștigăm la Farul, am făcut o deplasare grea la echipa lui Gică Hagi, dar iată, reușim să o învingem pe Farul, scor 3-1, marcatorii noștri fiind Denis Alibec cu o dublă și un gol Alexander, așadar o nouă partidă foarte bună făcută de echipa lui Marius Șumudică, iată, câștigă 3-1 la Hagi, la Constanța și iată, facem 3 puncte foarte importante în lupta cu FCSB la titlu, să vedem cam în acest moment cum arată clasamentul, pentru că este foarte important să ținem aproape de FCSB, iată, ținem aproape de echipa lui Toni Petrea, suntem la doar 2 puncte de FCSB și, bineînțeles, vom căuta în continuare să câștigăm și acasă pe Giulești cu FC Botoșani. Bineînțeles, să avem o nouă partidă foarte, foarte interesantă și, bineînțeles, sper să câștigăm și să ținem aproape de echipa lui Toni Petrea. Iată, am reușit doar un rezultat de egalitate acasă cu FC Botoșani.
Practic am făcut un semi-eșec în lupta asta la titlu cu FCSB, dar vom merge așadar, iată, avem următoarea etapă cu FCSB acasă în Giulești. Va fi un meci foarte greu, să vedem cum arată clasamentul înainte acestei partide, înainte acestui derby. Suntem doar la un punct de FCSB, având 49 de puncte, echipa noastră fiind pe locul 2 cu 48 de puncte, așadar suntem la un punct de echipa lui Toni Petrea și avem meci direct pe Giulești cu aceștia. Și bineînțeles, sper să câștigăm acest meci, ca echipa noastră să se poată distanța la minim 2 puncte de echipa lui Toni Petrea și să avem finala pentru titlu în ultima etapă cu CFR Cluj. Iată rezultat surpriză în Giulești, Rapid București FCSB 3-0. Iată 3-0 pentru echipa lui Marius Șumudică și suntem foarte aproape de titlu. Au marcat pentru echipa noastră Belu Iordache, Junior Moraiș, bineînțeles și Alexander încă din minutul 1. Așadar facem un pas uriaș pentru un titlu, un nou titlu pentru Rapid București. Iată 3-0 acasă cu FCSB și practic vom juca cu titlul pe masă în deplasare în Gruia la CFR Cluj. Va fi un meci absolut special și pentru Rapid București și pentru Marius Șumudică. Iată, suntem la 2 puncte de FCSB. Suntem la 2 puncte peste FCSB. Iată CFR Cluj pe locul 3, iar noi vom avea un meci direct pe în Gruia cu CFR Cluj. Un meci foarte important cu titlul pe masă vom juca așadar. Dacă vom bate pe CFR Cluj și indiferent ce va face Steaua, chiar dacă va câștiga sau va pierde, nu contează, noi dacă câștigăm la CFR Cluj, suntem campionii României. Rapid București va fi, dacă câștigă în Gruia, campioana României, campioana Superligii. Iată, am făcut deplasarea în Gruia, un meci cu titlul pe masă, CFR Cluj, Rapid București, începe așadar. Meci cu titlul pe masă, deoarece etapa trecută am reușit să o învingem pe FCSB în Giulești, scor 3-0. Așadar, acest meci este cu titlul pe masă. Dacă vom câștiga, vom fi campionii Superligii. Iată o greșeală aici, trebuie să fim atenți. Omrani, Deac, Bacus, Deac din nou. Trebuie să fim atenți. Iată-l pe Deac, pasă pentru Marco Dugancici. Omrani, iată pe Bilel Omrani, Păun, Alexandru Păun, trebuie să fim atenți aici, Păun, întâmpinat de Junior Moraiș, pasă pentru Cristi Manea, Manea, Boateng, Nana Boateng, să vedem pe Boateng, pasă pentru Manea, pentru mingea ajunge la Omrani și Omrani! Minutul 12, Alexandru Dandea o pasă pentru Belu Iordache greșește, pasă, trebuie să fim atenți, iată-l pe Omrani! Mingea este la Păun continuă să paseze pentru Omrani, mai departe Marco Dugancici din nou pe Omrani, șutul lui Omrani și prinde Horațiu Moldovan, scăpăm așadar cu fața curată, pasă lui Moldovan pentru Alexandru Dandea, Săpunaru din prima pentru Crepulia, combină foarte bine cu Săpunaru, să vedem, accelerează foarte bine Săpunaru, poate fi o pasă bună pentru Fernando Boldrin pentru Crepulia, mai departe Alexander, pentru Junior Moraiș, din prima pentru Alexander. Din nou este mingea la Denis Alibek. Alibek acolo, protagonistul acestei faze. Minutul 27 al acestei partide, Crepulia. Pasă în centru pentru Alexander, din prima, foarte bine pentru Rare și Ilie. Ilie, ce bine scoate pentru Belu Iordache, să vedem pe Belu Iordache. Belu Iordache, șutează Belu Iordache, intervenție foarte bună lui Bălgrădean. Iată, boxează acolo a doua oară Bălgrădean, incredibil, dar adevărat. Iată, Belu Iordache, foarte aproape de gol. Echipa lui Marius Șumudică, Boateng pentru Mania, din nou Bismarck Boateng. Păun, pasă din nou pentru Boateng, Bacos. Mingea este la Dimitrov, pasă pentru Omrani și mingea ajunge la Junior Moraiș, care trimite lui Horațiu Moldovan. Mai departe îi retrimite lui Moraiș, Junior Moraiș, o pasă bună pentru Alexander. Alexander se descurcă foarte bine, iată, echipa lui Marius Șumudică, Junior Moraiș, pasă pentru Crepulia, lui Ban Crepulia, o pasă bună pentru Denis Alibek. Mai departe a încercat pentru Ricky Boldrin, dar... nu a ajuns mingea la Ricardo Boldrin, s-au apărat foarte bine fundașii CFR-ului. Deocamdată, iată, continuă CFR Cluj, Rapid București să fie 0-0 acest derby, iată, totuși pentru titlu, o miză importantă pentru băieții lui Marius Șumudică. Dacă vor câștiga aici în Gruia, vor fi campionii Superligii României. Deac o pasă, iată, pasă pentru AJ Boateng, mingea este respinsă de Moldovan și din nou Moldovan ne salvează minutul 42, iată ce nervos este
Horatiu de două ori reușește, iată, să salveze. Minutul 48. Pasă Alexander pentru Crepulia, poate fi un contraatac tăios al echipei noastre. Crepulia pentru Rare și Ilie. Ilie din nou pentru Crepulia, mai departe Alexander. Iată ce bine se demarcă Nicolae Carnap. Nu este offside. Carnap, pasă în care o bună, Ilie, gol! Gol, 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 Rare și Ilie. Minutul 52. Gol Rapid deschide scorul în Gruia. Gol, gol, gol Rapid. Iată ce bine pasează, foarte bine acolo pentru Rare și Ilie, o pasă foarte bună în centrul careului și este învins Bălgrădean. Gol, 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 gol și iarăși gol FC Rapid București, 1-0 în Gruia. Și este 1-1, iată, egalează Bilel Omrani, din păcate, iată, ne-am bucurat foarte puțin de acest gol al lui Rare și Lie, deoarece CFR Cluj reușește, iată, să egaleze, așadar în Gruia, CFR Cluj, Rapid București, 1-1. Iată, minutul 59, Rare și Lie a avut acolo de suferit după acea intervenție. Crepulia, încercăm să combinăm, iată, pasă pentru Rare și Lie în centru, bine, bună pasă pentru Denis Alibek. Alexander, iată-l pe Alexander, pasă pentru Crepulia, noi bani Crepulia. Din nou, iată, Crepulia, din nou pasă bună pentru Ricky Boldrin. Boldrin! Pe lângă poartă, minutul 63, iată, și este cartonaș galben pentru Ciprian Deacă după acea intervenție asupra lui. Noiban Crepulia. Minutul 65, iată, repune Bălgrădean din colțul careului mic. Încă sperăm la un gol, care ar fi un gol foarte important, care ne-ar aduce titlul practic în acest moment în Superliga României. Trebuie să încă să sperăm. Minutul 67, repune Orațiu Moldovan, pasă pentru Dandea. Dandea trece bine, pasă pentru Alexander, iată, s-a făcut culoar pentru Alibek, dar este offside. Este offside. Minutul 69, a plecat prea devreme, iată, Denis Alibek a fost observat târziu și iată, a venit pasă, dar prins în offside. Denis Alibek. Vedem pe Andrei Burcă, îi va pasa lui Bordeanu, îi pasează lui Bordeanu. Bacus pasă pentru Păun. Omrani, din nou Păun. Minutul 70, trebuie să fim atenți, vine centrarea pentru Omrani și mingea în careu, atenție, să vedem, este lovitură liberă. Minutul 73, avem nevoie mare de victorie și această victorie ar aduce și titlul pentru Rapid București. Alexander îl lansează foarte bine pe Nicolae Carnat, să vedem pe Nicolae Carnat, să vedem dacă va centra, vine centrarea lui Carnat, bună, Boldrin! Boldrin, incredibil! Ricardo Boldrin, Fernando Boldrin, cum să-i mai spunem? Incredibil, incredibil, ratează acolo. Ui, ce ocazie uluitoare a lui Fernando Boldrin. Minutul 78, iată, recuperăm o nouă minge, Dandea. Pasă pentru Alexander, Alexander, o pasă superbă pentru Carnat! O nouă șansă pentru echipa noastră! Vine centrarea lui Carnat, Alibek! Gol! Gol, gol, gol! Incredibil! Denis Alibek! Ui, ce bucurie pe echipa noastră! 2-1 în Gruia! Până la urmă, Denis Alibek apare la finalizare foarte bine și este 2-1. Iată ce frumoasă fază, centrare în interiorul careului. Gol Denis Alibek după o reluare din drop. Iată-l, Alibek, și este 2-1 pentru Rapid București. 2-1 în Gruia și iată, suntem cu o mână, suntem cu două mâini pe trofeu. În acest moment suntem cu două mâini pe trofeu. Trebuie doar să terminăm acest meci la acest scor și iată, suntem noi campioni ai României. La acest scor suntem campionii Superligii României. Minutul 87 al acestei partide, iată, foarte aproape să ne încoronăm campionii României. Rapid București va fi noua campioană din Superliga. Minutul 89, iată. Minutul 90, mingea la Săpunaru. Săpunaru încearcă o pasă. Iese pasă până la urmă la Fernando Boldrin. Boldrin și iată, greșim acolo, o pasă greșită, dar trebuie să fim atenți. Aglomerează CFR Cluj acea linie defensivă și mingea este la Cristi Manea. Recuperează Dandea și cât de curând, iată, suntem noi campioni ai României, Superligii campioni ai României, iată.
Rapid București. Iată, suntem campioni României, așadar am reușit o performanță istorică. Mario și Mudică împreună cu Rapid București, iată, au reușit să câștige practic Superliga, această Superliga, și practic sunt super campioni României. Iată, Rapid București câștigă așadar titlul în Liga 1. Așadar, iată ce bucurie pe campionii, noi campionii ai României. Este vorba despre Rapid București, Săpunaru acolo a dat drumul la horă și se strigă din tribune și campionii, campionii. Dragi prieteni, cam atât din acest episod din cariera mea cu Rapid București. În episoadele următoare vom face o echipă puternică pentru că, atenție, am câștigat titlul și vom juca în play-off-ul UEFA Champions League. Va fi o adevărată sărbătoare în Giulești, mai ales că este și anul centenarului și vom juca în play-off-ul UEFA Champions League. Așadar, rămâneți cu mine. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să lăsați un like, nu uitați să-mi dați și un subscribe și să apăsați și clopoțelul. Să aveți o zi minunată în continuare și să aveți parte numai și numai de bine. Salutare!